Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare, nu la alegere. O să fac și la alegere cât de curând, dar am simțit nevoia să fac nevoia, nu știu cât de nevoie, mai degrabă inspirația, să fac o etalare despre energia feminină divină. Sunt foarte convinsă că multe energii feminine karmice vor asculta, dar măcar să învețe, pentru că această etalare este în mod special pentru femeile care au început să se descopere, ori sunt la început de călătorie în această descoperire a femeii divine din ele, la început, da? Altele sunt la jumătatea călătoriei, la un moment dat, într-o intersecție, și altele sunt mai avansate. Dar sunt foarte convinsă că energia în sine va atrage și energii karmice. Aș vrea să învețe și nu să se confunde, să fie sincere, să nu se confunde cu această energie, dar să învețe și eventual să declanșeze în ele această dorință de creștere, de stimă față de ele. Și de... deschidere către spiritualitate. În timp ce am amestecat cărțile, știu că unii vor spune că le-am ales. Nu le-am ales și cine comentează să comenteze. În timp ce am amestecat cărțile pe care le voi folosi, a venit în mod special acest iepuraș. Și zic, mai, iepurașul n-are cum, pentru că iepurașul în sine reprezintă frică. E un patru de pământ, este o persoană, este o energie masculină, tradițională, în frică. Poate să fie alfa dacă vrea. Dacă vrea, pentru că iepurașul nu e chiar atât de iepuraș pe cât zicem noi, da? Nu e o jucărie. Ba dimpotrivă, simt că reprezintă energia masculină, o energie masculină cu care această energie feminină a avut de-a face, da? O energie care vrea să conducă, eventual vrea să manipuleze prin o atitudine de iepuraș, de playboy. Ce înseamnă iepurașul? Personaj care are contacte fizice rapide și multe, da? Rapid și mult. Mult, 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 nu contează calitatea, nu? Nu contează calitatea, ci cantitatea, una la mână. Și știm bine că acest iepurașul playboy este folosit tocmai ca să reprezinte această sexualitate exagerată. Să zic mai bine, distorsionată a energiei masculine, inclusiv și feminine, da? Că și femeile pot să fie așa dacă intră în energia lor masculină distorsionată. Ce interesant la această energie cu care voi ați avut de-a face, foarte interesant la capătul setului de cărți, este într-adevăr atracție mare față de voi. Dar este și o dorință foarte mare de a avea controlul. Acest personaj până acum a manifestat, ia uitați ce energie, destul de, adică nu că destul, foarte negativ. În primul rând, hiena. Posibil că la un moment dat s-a și transformat într-un dușman. E dragoste și ură în această relație față de, sau din partea acestui personaj, sau față de voi. Dragoste și ură. Încearcă să pară, poate într-un anume fel, frumos, blând, calm. Și de fapt este o persoană sarcastică, ironică. Este o persoană vicleană. Vicleană, deși este aici în aceste de cărți, vulpița reprezintă inteligență și stabilitate în cuplu. În acest context manifestă calitățile pe care majoritatea le știm, specifice vulpilor. O viclenie aparte, susținută și de hienă și de pisica de mare. Încă, acest personaj încă nu a descoperit că are o verticalitate. Se mai ridică, da, se mai ridică în picioare. Se mai ridică cât să studieze terenul, cât să atragă atenția, cât să vadă dacă e cazul să sară mai departe, peste obstacol, peste o situație sau eventual la atac, că și iepurașii pot să fie foarte agresivi. Dar acest personaj încă nu și-a descoperit verticalitatea. Chiar dacă în această imagine chakrele sunt colorate, am senzația, interesant cum vine mesajul, am senzația că voi ați activat aceste chakre. Până acum, acest personaj stătea în egoul său și mai ales în prima și a doua chakră, da? Dorința de stabilitate, de bani și așa mai departe. Vedem ce mai apare. Eu o să pun cărțile la loc și le amestec. Interesant că am mai amestecat niște cărți și au mai venit niște mesaje și apoi, după ce vi le transmit, vedem cât de susținute sunteți. Despre voi, energia voastră, steaua,
și 3 de aer. În primul și în primul rând, repet, nu toate sunteți în această poziție de stea, de persoane care, mai ales persoanele karmice, de persoane care radiază empatie, sensibilitate, spiritualitate. Nu toate puteți să ghidați pe alții, nu toate, pentru că unele sunteți la început de drum, altele nici nu ați început drum. Dar vorbesc totuși despre energia feminină și atunci unele sunteți în această postură de stea, de persoană publică, care e conștientă de misiunea sa, altele, de-abia după această dezamăgire prin care treceți, posibil să se activeze dorința de vindecare și de creștere spirituală. Și atunci nu e problemă. Ideea este să fiți sincere. Să recunoașteți. Da, nu am studiat până acum spiritualitatea, n-am investit foarte mult în creșterea mea personală, dar simt că această dezamăgire este atât de mare încât mă împinge să-L descoper pe Dumnezeu, să-L descoper ca natură divină în mine. La capătul setului de cărți, o poveste de dragoste. Da, o poveste de dragoste, mesagerul de aer, probabil comunicarea cu acest fel. Și justiția, interesant. Justiția. Se va face dreptate mai devreme sau mai târziu. Bănuiesc că voi ați vrut să renașteți într-un fel sau altul sau să-i chemați la o atitudine corectă în viața lor, să-i chemați să se poarte într-un fel prin felul în care comunică, da? Dar acest personaj n-a știut să aleagă doi de aer, n-a știut să aleagă, da? N-a știut să aleagă renașterea sa, deși voi i-ați chemat, e acolo. Fiind energie divină, puteți să intrați, să fiți canale de manifestare a îngerilor divini în momentul în care comunicați cu oamenii, mai ales cu acest personaj, și să-i chemați să fie corecți. Dar, după cum ați văzut, acest personaj nu a ales. Eventual, mesagerul de aer poate să spună că a avut un fel de a comunica. Iute și chiar brutal uneori. Și dacă nu e brutal, este iute ca... Știți cum trece rapidul prin gara, eu știu, mai să zic Periș, n-am nimic cu ce de la Periș, trece rapidul pe acolo, da? Adică nu... Ce vreau să spun? Cer să-mi aleg cuvintele și să primești și canalizarea corect. Felul în care a comunicat acest personaj a fost inconsistent. Nu că nu ar putea să fie consistent. Ar putea, pentru că are capacități intelectuale, dar nu le folosește, nu are răbdare. De ce fi vorbind așa de convingător? Eu știu, probabil că așa vor îngerii să vorbesc convingător. Sau mai apăsat. În fine, poveste de dragoste este, atracție este. Voi, în primul și în primul rând, în această poveste, ați vrut să oferiți alinare. Însă, v-ați ales cu sufletul rănit. Interesant, aripile voastre au fost atacate, rănite. Da? Din cauza acestei comunicări, da? De vârfe, de discuții, energia aceea, hiena aceea pe care am văzut-o manifestată. În plus, iar alte cărți care susțin această poveste, în timp ce am amestecat acestele cărți, a apărut diavolul. Da? Ați stat, ați așteptat, ați încercat să investiți, ați muncit, dar ați obosit să așteptați rezultatele pentru că s-a manifestat doar energia toxică. Adicția, acest playboy, da? Zicem playboy pentru că am văzut. E proșul, el s-a arătat. Acum, hai să vedem. Energia în această perioadă a voastră, femeilor divine, vă salut. Energia voastră în această perioadă. Dragile mele, Sfântă Duhă, dată în energie, femeilor divine, care vă respectați, scriitorul. Am senzația că, dar vom vedea ce mesaj apare, încă vă căutați, în ce sens vă redresați. E ca atunci când ai restart la calculator și aștept să se restarteze, să se reașeze lucrurile. Hai să vedem energiile. Energiile se reașează în femeia divină. Hai să vedem acum în ce direcție sau în ce poziție, da? Odată. Să nu minte.
Sunt prea multe. Mai continuă restart-ul, mai. O dată. De două. De trei ori. Ah, ce frumos. Ce zice? Egalitate sau echitate? Egalitate. Da, egalitate. Vreți să fiți tratate de la egal la egal cel puțin, deși ați merita mai mult. De personajul care v-a tratat cu ignoranță, aroganță, chiar ironie, sarcasm. Și nu vorbesc de că și eu pot să vorbesc și poate și voi, dacă sunteți la un anumit capăt al răbdărilor, poate că vă exprimați uneori și ironic. Ironia este o manifestare a inteligenței, dar pentru că atunci când ai de-a face cu un om care se poartă tot timpul urât cu tine, nu poți să, și nici nu e normal să îi vorbești tot timpul frumos, pentru că nu va înțelege. Nu mai zic că nu va aprecia. Și vă dau un exemplu. Dragii mei, pentru cei care mai studiați Biblia, Iisus, când a fost în fața Sinedriului sau când a vorbit cu farisei, nu a fost tocmai blând. A fost calm, într-adevăr, dar nu a vorbit blând. Și uneori nici nu a răspuns la anumite provocări. De-aia spun că blândețea este pentru cei care merită, pentru cei care ascultă și pentru cei care apreciază. Am senzația că nu a fost așa în relația aceasta. Ce înseamnă responsibility? Ia uitați, energia. Ce nu ați văzut voi? Ce nu ați văzut voi? Iar apare hiena, vedeți? Iar apare hiena într-un alt set de cărți. Da, acest bărbat, personaj, deși poate să fie și femeie, în cazul în care unii bărbați care lucrează cu creșterea lor spirituală vor să manifeste această energie feminină divină, da? Dar, totuși, stabilind să fie totuși bărbat, da? Acest bărbat a zis, are într-adevăr responsabilități. A spus că are responsabilități, dar în spatele responsabilităților v-a urmărit, ia uitați, ce este The Watcher. V-a urmărit tot timpul cu înverșunare, cu mare atenție. Și în spate ce are o energie masculină distorsionată. V-a dorit, eventual. V-a dorit și nu a spus. Conexiunea cu acest personaj este destul de toxică. Tarantula nu e chiar cea mai blândă, da? Oh, ce mesaj simt. Conexiunea cu acest personaj v-a transformat, v-a învățat să vă ridicați. Ia uitați cum v-a învăluit în mrejile sale energetice ca un păianjen, da? A încercat să vă lege sufletul. Da? Din ce motive? Din mândrie. Dar sufletul vostru este nobil, este plin de dragoste și nu are cum. Renaște. Nu are cum. Și fluturele trece printr-o perioadă în care se înfășoară, da, se înfășoară singur, da? Pentru a se transforma. Pentru a trece de la starea de larvă, mai ales karmicele, la starea de fluture. Probabil că și unele karmice au trecut prin așa ceva și vor învăța să se descopere, să-și descopere sufletul. Celelalte care și l-au descoperit au trecut printr-o experiență traumatizantă în care cineva, repet, bărbat, energie masculină, zicem, da, de foarte joasă vibrație, calitate. Luptător, agresiv, combativ, într-adevăr, dar care încearcă să se impună prin forță. Poate nu prin forță fizică față de voi cele care sunteți totuși evoluate, educate, dar printr-o altfel de forță energetică negativă. Da? Vedeți? Simțiți. Ați și simțit pe voi. N-are rost să vă mai explic. Eu acum vă arăt cărțile cum confirmă. Cărțile, ce aș citi și ce ați simțit. Ce ați citit sau ați ascultat prin etalările pe care le-ați mai ascultat și la mine și la, eu știu, ceilalți care fac ceva de genul acesta. Hai totuși să amestecați, da? Vedem ce altă energie mai susține aceasta. Deci vă doriți egalitatea, v-ați dorit egalitatea, v-ați dorit să fiți tratate. Și să tratați, chiar ați încercat să tratați. Dar cu cine? Ați
ați încercat să-i tratați de ca și când sunt niște persoane evoluate, dar ei au manifestat exact opusul. Interesant. Da, ia uitați, iar apare pantera. Deci în spate, poate acest personaj să pară timid, dar în spate să aibă o energie feroce. Da? Și să fie oarecum gelos pe faptul că voi vă îndepărtați de ei și vă concentrați pe o energie frumoasă, pozitivă. Da? Voi vă îndepărtați încet, încet și vă concentrați pe o energie voioasă, emoțională. Interesant că au tot venit cărți de apă. Emoțiile sunt, știți, simțiți că de-aia sunteți femei divine, că emoțiile sunt foarte importante și trebuie să le curățați și să stați în preajma unor vibrații frumoase. Ascultați muzică frumoasă, dansați, râdeți. Uitați, știți ce mai fac eu? Vă mai zic, am zis că o să fac un video pe chestia asta. Dar ce mai fac eu ca să mă îmbunătățesc vibrația? Mă uit pe YouTube la animale, la animale distractive. Domnule, și ce râd? Și ce mă ridic vibrația? Credeți-mă, e așa de frumos, e așa de drăguț. Da, ei stau. Poate unii dintre ei care încep să se trezească, dar nu toți, da? Să se rușineze de felul cum s-au purtat. Dar rămâne de văzut, variază acest mesaj. În primul și în primul rând, cred că este o proiecție, că ei sunt mai timizi, au responsabilități, sunt persoane serioase, dar în spate, ce au? Ia uitați, în spate și într-o parte și în alta, vedeți? Energiile, vedeți? Nu le-am așezat, eu le-am amestecat în fața voastră acum. Ba chiar într-un fel este și un soi de gelozie pe faptul că voi încă puteți să zâmbiți, să râdeți, chiar dacă nu sunteți cu ei, da? Oul de aur. Ceva deosebit începe să se creeze în această perioadă. Ceva deosebit începe să se creeze în această perioadă. Haideți să vedem energia voastră. Chakra a patra, a inimii, da? Acolo trebuie... Am zis, unele energii masculine poate, încet, încet, își vor deschide sufletul, dar nu vă bazați pe chestia asta, ci în primul rând, voi concentrați-vă pe sufletul vostru, acolo este valoarea voastră, în asta constă valoarea voastră. Sunteți niște inimi de aur care tratează oamenii de la egal la egal cu multă blândețe și empatie și ia uitați, da? Și ce primiți în schimb? Ia uitați, războinici, eventual. Că sunt karmicele, că sunt acești playboy, nu mai contează cine primiți în schimb, războinici și voi stați și plângeți și vă consumați pentru că nu ați fost înțelese și nu mai zic de apreciate, nu mai zic de apreciate. Șapte de aer, confuzie, ați fost mințite, da. Dar știți că ați fost mințite. Iau, te tentați. Măi, dar cum apar cărțile? Și am văzut și diavolul mai devreme, da? 8 de monede. Probabil vi s-a zis că au de lucru și de-aia n-au timp de voi, poate unii. Poate această tentație pentru unele dintre voi să fi fost la locul de muncă al lor sau al vostru. 6 de cupe. Voi ați simțit în această conexiune multă empatie, ați simțit că vă conectați foarte profund la ei, ați vrut să creați ceva deosebit valoros, dar n-ați avut cu cine. Să le iau? Hai să le iau. 3 de aer, 4 de pământ, 8 de aer, 4 de cupe, da. Ați fost mințite, această minciune v-a adus dezamăgire și acum poate că sunteți supărate, plângeți, patru de aer. Dar eu cred că energiile se vor... Da, vă simțiți abandonate. Dar e bună abandonul ăsta, e mai bine. Mai bine că v-a abandonat, că vă puteți reface energiile, restarta. Am văzut că vin greu cărțile, restarta. În continuare, încă două cărți. Încă una.
Imediat te citești pe cele. Astfel de monede, da. Poate veți primi acum o nouă ofertă? Aha, să vedem ce mai zice. 4 de pe monede. Simt nevoia să o scot și pe aceasta. 2 de monede, da? Ce mai vine în plus? Ce a mai venit în plus? Le citesc imediat, da? Ca să nu le suprapun. De 7 de aer, tentația și 8 de monede, da? E o tentație în care voi ați muncit. Ați muncit, dar ați muncit degeaba. V-ați implicat. Până la epuizare, aș spune. A fost un blocaj, 8 de monede și 8 de aer. A fost un blocaj. Dar? A fost și un test pentru voi. Am văzut 8 de aer la Similescu, la Societ, pardon, cu această înfășurare, da? În gânduri, în energiile negative, proiectate de celelalte persoane. Persoana respectivă, iepurașul, playboy-ul și energiile karmice din jurul lor. Dar de ce se întâmplă asta? Pentru că probabil că și voi aveți în jur niște persoane karmice și stând în aura lor, atrageți genul ăsta de personaje. În fine. Sunteți triste, într-adevăr. Mai ales dacă situația despre care am vorbit și în etalările anterioare și acum, da, este fragedă, este crudă. Supărare încă este. Dar după cum arată cărțile, se pare că acest personaj, această tentație, care până acum a încercat să pară stabil, eventual, ocupându-se de responsabilitățile sale, de familie, de job, de ce-o fi fost. Acest personaj care foarte probabil pentru multe dintre voi este într-o altă relație karmică, pentru că 4 pentru mine înseamnă 4 de monede de relație karmică, în care cei doi nu se deschid. Și atunci, dacă cei din preajmă nu se deschid și voi sau și cei, nu voi, să sperăm că nu voi, și cei care stau în acel mediu, ajung să se comporte la fel. Acest personaj care până acum nu s-a deschis și v-a blocat mental, voi tot ați încercat, tot ați încercat să găsiți soluții, dar cum să găsiți soluții când personajul nu vrea să se deschidă? Nu? Acest personaj probabil, pentru că văd că este pe vertical, ori și-o fi găsit o altă relație și a jonglat între voi, este o variantă, da? A manifestat separarea, distanța, dar, dragii mei, capitolul încheiat cu voie sau fără de voie de voi, vă provoacă să vă regăsiți dragostea față de voi, să vă vindecați. Eventual, vă poate aduce un alt personaj în viață care vă iubește adevărat. O variantă. Odată ce încheiați cu această regină de aer, sau nu neapărat, poate nu-i personaj, musa este o energie, da? Vă regăsiți înțelepciunea, puneți capăt și vă concentrați pe dragoste, pe vindecare și asta vă va atrage un personaj puternic și sensibil ca voi. Acum este un alt mesaj. Pentru unele dintre voi, acest personaj va veni în această perioadă cu o ofertă. Va încerca să inițieze. Pentru că vă dorește.
chiar dacă nu a explicat suficient de elegant și de frumos chestia asta. Dar ca să vă păstreze, va încerca să vină cu o ofertă. Foarte posibil, și sper că aceasta se va manifesta, multe dintre voi veți fi puse să alegeți între această ofertă, posibilitatea de a manifesta ceva nou, durabil, cu cel care va minți sau cea care va minți, că poate e și femeie, da? Sau, uitați cum vin cărțile, asul de monede, doi de monede, regina de aer, sau să stabiliți niște granițe mentale, energetice și fizice între voi și acest personaj. Poate să mai țineți legătura unele dintre voi și să manifestați un capitol în care vreți, dacă vreți să se manifeste dragoste, trebuie să știți cum să îi puneți la punct pe cei care până acum v-au mințit și au încercat să vă lege prin tehnici neonorabile. Altele dintre voi vă veți conecta, reconecta la inima voastră și de acolo veți primi informații prețioase. De acolo vă veți readuce aminte înțelepciunea pe care o aveți și pe care probabil ați uitat-o fiind trăind o proiecție, proiecția acestui personaj, da? Și reconectate la înțelepciunea voastră divină, văd aici bufnicuța, veți pune capăt acestei povești. Este lumea. Veți pune capăt acestei povești pentru că vă dați seama că vă ține pe vechiul pământ și voi vreți să fiți în pământul cel nou. Pentru cine are urechi de auzit și pentru că vorbesc cu femei divine, da? Nu vorbesc cu femei karmice. Energiile karmice să asculte și să învețe eventual. Da? Și pentru asta știți că trebuie să vă vindecați și să vă echilibrați emoțiile, să vă păstrați sufletul deschis, dar, evident, să nu-l mai oferiți oricui. Șapte de aer și marele preot la capătul setului de cărți. Patru de aer. Iar șase de pământ. E vorba despre stea, despre femeile care își cunosc misiunea și despre dragoste. Da, a fost pasiune, dar a fost și dragoste. Dacă acest bărbat se va trezi, foarte bine. Oricum, voi aveți de luminat eventual alte persoane și pentru asta trebuie să mergeți mai departe. Să vă calmați, să vă puneți în ordine gândurile și să vă echilibrați și, mai bine zis, să vă împământeniți. Eventual, echilibru, acum văd cartea aceasta într-o altă formă, echilibru, acesta șase de monede, să-l găsiți în natură sau lângă oameni care vă înțeleg. Da? Și să mergeți cu încredere, să vă echilibrați, să vă ordonați mintea și să vă protejați spiritualitatea. Șapte de bute protejează, să vă protejați spiritualitatea. Știu că mai sunt și alte mesaje, acesta a fost primul pentru cele care aleg ultima cale despre care am vorbit acum. Pentru celelalte, da, știți că e dragoste, că e mare pasiune. Pentru unele dintre voi acest player, acest personaj foarte, de vibrație foarte joasă, este chiar bărbatul vostru divin, regele de foc și soarele. Este. Nu pentru toate, pentru unele. Aș vrea să fiți, să vă dați timp să vă investigați sufletul, nu să vă hrăniți cu iluzii și să vă autosabotați prin minciuni și să credeți că această tentație, acest test, pentru toate, reprezintă bărbatul divin. Și dacă ar fi bărbatul divin, dragile mele, atât timp cât este într-o vibrație joasă,
misiunea voastră vă cheamă într-o nouă direcție, într-o altă direcție, sau mai bine zis, în direcția în care este, nu trebuie să vă întrerupeți din misiunea voastră pentru acest bărbat, care nu știți când se va trezi, dacă se va trezi, și atunci voi vă irosiți potențialul și misiunea în preajma acestei energii. Da, a fost dragoste, este dragoste. Foarte posibil să vină iar mesagerul de foc, e și cavalerul de foc. Dacă acest personaj e căsătorit, pentru mine, marele preot, sugerează și o căsătorie. Dacă. Da. A fost defensiv. Și nu a oferit reciprocitate. A preferat să ofere altceva sexual. Mesagerul de foc. Dar acum, dacă voi deveniți defensive, să sperăm că va înțelege. Dacă voi intrați în această energie, că totuși e energie feminină, în acest patru de aer, dacă voi intrați în acest patru de aer și vă vindecați de gânduri, de puneți în ordine mintea, faceți un pic de meditație, ideea este că vor fi niște opțiuni, niște alegeri. Nu opțiuni, alegeri de făcut. Am dat deja, cred că, trei variante. Pentru unele se va manifesta una dintre ele, pentru altele a doua, a treia. Depinde, repet, unde, în ce nivel sunteți în evoluția voastră. Haideți, dați-mi, ia să vedem totuși, referitor la acest șapte de aer și tentația aceasta, câteva detalii. Regina de băte. Da, atracție. Acest personaj a fost atras de voi. Dar voi nu sunteți doar regina de băte. Voi sunteți femei divine. Adică, puteți să fiți atractive și totuși foarte complexe, educate, înțelepte. Regina de aer, oricând, da? Regina divină, femeia divină, oricând poate să devină, dacă e cazul, regina de spate. Cea care spune stop. Gata. Nu-mi jignie inteligența. Nici generozitatea. Okay. Și știu că multe ați spus aceste cuvinte. Ia uite, marele preot. Cinci de spade, jocuri mentale, da? Marele preot. Probabil că acest personaj face jocuri mentale și acasă, sau la job, sau în ce poziție o fi. Este genul care e 7 și 5, care minte în general. Stai, cum? Acum îmi scapă, dar probabil că o să-mi aduceți voi aminte. Cum îi spune? Nu, creptomanul e cel care fură, mai este un termen specific pentru cei care mint. Aduceți-mi voi aminte, da? Știți la ce mă refer, da? Un personaj care obișnuit să mintă. Așa a fost educat, interesant, cu marele preot, da? Să practice jocuri mentale, să proiecteze, nici nu se cunoaște acest personaj. Așa a fost educat. Ba chiar cred că e deranjat și de spiritualitate. Altfel de ce s-a luptat cu ea. Pentru că este în energia aceasta, diavolul 15, tentația. E ca și când ai vreo 10-20 de mere la dispoziție și în loc să mănânci mărul până la capăt, mănânci o dată de două ori dintr-unul, pe urmă treci la celălalt, vezi fiecare ce gustare, ce aromă are, știți? Da, despre această tentație, acest personaj care proiectează în afară imagine falsă despre ea. Repet, poate sunt și bărbați care sunt în această energie, dar sunt convinsă că sunt destul de puțini. Am mai dat câteva cărți despre acest personaj. Regina de cupe. Da, sunteți voi, empatice. Dar a vrut să vă țină în acest 8 de spade. 8 de spade l-ați văzut și aici, 8 de aer, da? Și l-ați văzut și aici, îl mai dau, că poate ați uitat. Vi-l mai arăt. Sunt tacticile de manipulare, da? Programare mentală.
A vrut să înfofoleasc, am zis bine? Parcă așa e. Da. În gânduri să vă programeze 7 de spade, da? V-a spus minciuni cât să vă lege de ei, v-a spus minciuni. Cavalerul de spade. Regele de monede. Unor a fost poate prea dur, v-a pus la distanță, altor v-a spus anumite chestii, da? Cât să vă lege, chiar și energetic, chiar dacă nu vorbiți, se poate întâmpla chestia asta, da? Regele de monede. Persoană concentrată pe, poate iar căsătorită, dar care vrea să atragă atenția, concentrată foarte mult pe bani. Aici sunteți voi. Ia uite ce vi s-a întâmplat vouă. Posibil în acest context ar putea să fie și o manipulare emoțională, să vă zică că vă iubește și că vă simte și că e dor, eu știu ce. Deși simt că totuși regina de cupe sunteți voi aici. Întâmplător sau neîntâmplător peste tentație. Tentația este că voi ați vrut să oferiți dragoste. Și de fapt acest personaj are ceva urmare. Hai, câteva. Valetul de monede. Posibil să vrea să vină la voi cu o ofertă, să facă o călătorie. Oh, împărăteasa. Înspre voi, da? În această perioadă, acest personaj încearcă să iasă, are niște conflicte. Are niște conflicte în sine, da? În legătură cu ultima comunicare care a fost între voi, vrea să comunice eventual, dar ar vrea să vă cucerească, ar vrea să vină, dar au fost niște conflicte, eventual, a fost și tăcere și totul se dorește acest as de băte. Dar, dragile mele, nu cred că voi vreți doar asul de băte, da? Voi vreți asul de cupe. Până la urmă, posibil să ajungă la concluzia că în această perioadă parcă totuși ar vrea să înceapă sau reînceapă ceva cu voi. Dar dacă este pur fizic, fiți atente, da? Dacă în spatele acestui as de monede sunt alte intenții fizice, mare grijă. Doi de bâte deocamdată își face planuri. Cum să vină spre voi, femeilor divine, da? Cum să vină spre voi. Probabil cu niște scuze, valetul de cupe, cu niște scuze și cu un cadou, probabil, dar sunt conflicte. Sunt conflicte. Clarificăm totuși regina de cupe în acest context. Clarificăm regina de cupe în acest context. O dată, de două. Da, voi ați fost abandonate, da? V-a abandonat, da? V-a abandonat. V-a abandonat și vede că voi începeți o nouă călătorie de reconstrucție, de detașare de tot ce a fost întunecos. Și de regăsirea femeii divine. Inclusiv acele energii karmice, doamne, femei karmice, da? Care au ajuns la capătul, să zic, răbdării. A trebuit să treceți prin multe experiențe de genul ăsta ca să vă treziți. Mă mir că n-a apărut turnul. Dar probabil că o fi apărut într-un context. Da? Zero. Nebunul. Voi vreți să o luați de la zero și simte. Da. Simte că încă mai are atracție, că ar vrea să vorbească, să vă spună eventual despre partenera lor de viață, că v-ar face partenerele lor de viață. Mare grijă, eu vă sfătuiesc că să fiți grijulii, foarte grijulii. Mai dăm o carte pe acești 5 de monede. Da, se simte acum el părăsit sau el ea, în fine, acum ei se simt părăsiți de voi. Da? Și vor să echilibreze 5 și cu 1, 6. Dar voi vreți să echilibrați prin energia Gaia, da? Mergând înspre Gaia, în natură, cum am zis mai devreme, înspre împărăteasă, ca să vă regăsiți energia în natura divină. Și natura și divinitatea. Pentru cine înțelege.
Mai dăm pentru 5 de monede o dată. De 2 ori. De 3 ori. Ia uite, aici sunteți voi. Asul de cupe. Foarte posibil și ei să se simtă răniți. Și să dorească să facă iar acest drum, să vină să vă impresioneze și să vă ofere dragoste, emoții. Dar eu v-am mai spus și vă repet, dacă acest personaj, nimeni nu se poate transforma codron într-un brusc. Nimeni nu se poate transforma așa, codron într-un brusc. Rămâne de văzut cât de impresionant poate să vină acest personaj, cât de impresionant, ce tactici ar putea să folosească ca să vă facă într-adevăr să primiți această cupă. Pentru că unele dintre voi veți fi aici, la Regina de Aer. Hai mă! Acum plus mă iubești? Până acum de ce mi-ai spus? A, că aia și că alta. Ia, hai. Hai să stabilim. Asta face Regina de Aer. Hai să stabilim niște reguli. Dacă vrei să începem un nou capitol în care tu exprimi dragostea, exprimi, oferi și exprimi și ești echilibrat emoțional și într-adevăr mă iubești cu adevărat, facem așa, 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 așa. Ceva de genul ăsta. Sfaturi de la îngeri. Pentru că voi ați avut egalitate și ați avut parte interesant de conflict. 14 este numărul temperanței. Ați vrut să vindecați și ați avut parte. De ce? De atitudine rigidă. Strictă. Ba chiar autoritară. Sfaturi. Pentru Doamnele mele divine, vă salut, vă pup, vă îmbrățișez. Cât de multe suntem? Facem un club? V-ar plăcea să facem un club? Hă? Întoarceți-vă, iaute, inima către lumină, pentru că inima voastră a oferit perle gâștelor. Îmi pare rău, a fost o gâscă. Sorry, adică nu-mi pare rău. Deci, a fost o gâscă acel iepuraș. Mai rău, nu? Ați oferit o valoare inestimabilă cuiva care n-a știut să aprecieze, ba din potrivă, nu că n-a știut. Prin felul în care v-a tratat, va era cât pe ce să vă tragă într-o zonă a întunericului. Mare grijă, da? Pentru că asta înseamnă, întoarceți-vă către lumină, înseamnă că inima voastră a fost atrasă înspre întuneric. Tentație. Am văzut tentație de dor, da? Și înainte să desfășor cărțile și aici tentația, da? Diavolul. Ia uitați-vă cum se uită. Ia uitați ce energie au, da? Vampir. Ia uite cum au încercat să vă înfășoare, să vă tragă în întuneric, să vă aibă doar pentru ei, inclusiv energetic. Chiar dacă nu s-a întâmplat nimic, inclusiv energetic. Da? O, dar ei sunt foarte responsabili și probabil că au un job important, cumpăratul sau sunt familiști, da, știm. Știm că am trăit multe povești de genul ăsta. Da? Asta e. Întoarceți-vă. 3 și cu 6. 3 și 6 să vă spună ceva. Sau 63. Dar 3 și cu 6 este 9. Este încheiere de ciclu, da? Este casa noua spiritualității. Regăsiți-vă spiritualitatea, dragile mele. Întoarceți-vă inima către lumină. Pentru că acolo este... Acolo. Pentru că dacă vă întoarceți... Ce frumos mesaj, ce frumoasă metaforă, da? Inima voastră este ca un ou din aur. Dar aurul, fără lumină, nu poate să reflecte, fără lumina soarei, da? În momentul în care soarele își pune lumina pe acest cristal, pe un obiect din aur, da? El va străluci în stânga, în dreapta, apropo de stea. Veți putea să transmiteți energia aceasta divină la alte persoane care o văd, care o apreciază, o admiră. Aduceți-vă sau reflectați asupra unui timp când ați experimentat dragoste. Și când vorbesc de dragoste, nu vorbesc de tentație, vorbesc de dragoste. O să vă spun o dată. Ia uite, o nouă dragoste vă așteaptă. Ce frumos! O nouă dragoste! Și practicați compasiune. Iertați că sunteți divine, dar nu acceptați pe nimeni în preajma voastră. Ia uite, o stea! Vine o altă stea!
în mâna voastră, dacă rămâneți stele, da? Altfel, dacă rămâneți pe pământ, steaua care vine pe pământ, înțelegeți metafora și mesajul care vine, nu de la mine, știți bine că nu vine de la mine, dacă rămâneți pe pământ, orice cometă, orice stea care se lovește de pământ, ce face? Îl face praf, îl țândă. Da? Așa că rămâneți printre stele. Păstrați-vă lumina. Sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și ne întâlnim la următoarele etalări. Vă pup, ciao, ciao!